Salutare, fraților, și bine ați venit la Black Tiger. Bun venit la un nou episod de Farmer's Life. Suntem pe sezon de iarnă acum și trebuie să avem un pic grijă de noi, de animaluțe. Și ia să vedem aici cum stă situația la găteală. Eu ne-am apucat un pic de gătit, că avem nevoie de mâncare. Mi-am făcut niște ouă fierte. Așa, perfect. O mică cafeluță mai drăguță, ca să ne astâmpărim frigul. Mai avem și noi aici un piculeț de timp până se termină, dar o să așteptăm până se termină, nu-i bai. Dar până atunci hai să mergem noi un pic. Ia uite ce frumoșelui, ninge. Ninge, fraților. Am lăsat tractorul afară, să vezi tu când mai pornești motorul. Da. Și am avut ceva porumb pe aici pus, dar din păcate s-o zis cu el. Na, asta e. Lasă, o să vine primăvara și ne apucăm. Acum, văcuțele mele, eu nu cred că le-am avut închise. Apropo, am rămas cu o vacă pentru că jocul s-a băguit și... A, da, uite, am avut-o închis. Hai să adunăm laptele. Jocul s-a băguit și nu știu oarecum a rămas fără o vacă. Da. Deci eu, în loc să-mi mulțesc animalele, jocul ăsta face cum face și mi le... Nu știu, mi le rărește. Foarte, foarte ciudat. Una bună, avem și o bucată de carne friptă. Mai trebuie să așteptăm aici un pic, dar nu-i bai. Hai să luăm noi această găleată. Și până mulgem noi văcuța, o să se prepare și ce am pus acolo se facă, că nu mai știu exact ce am pus. Să se facă. Așa, hai să luăm și văcuța. Aoleu, dar e murdară, mă. Trebuie să le curățăm un pic. Mai facem un pic de lăptișor. S-a murdărit, mă. S-a ruca. S-a răcuța văcuță. Bun. Hai că am luat un pic de... Hai să vedem unde era ușa asta. Jesus Christ. Da, ok, cam asta mână, de aia nu pot să interacționez. Ah, ok, are outline-ul alb, e zăpadă albă, nu mai vedeam. Na bun, hai să vedem dacă s-a terminat de pregătit. Hai că imediat e gata. Bun. Așa, mă, fraților. Na, hai să lăsăm noi șmecheria asta aici. Mai am un pic să vedem și de găinuțe, că probabil și la ele trebuie să adunăm un pic ouăle. A, da, să vedem, poate trebuie să dăm niște mâncare la văcuțe. Da, uite aici avem Fluffy și el trebuie curățat un pic. Un murdărel. Să avem grijă de animaluțele noastre. A, așa, bun. Am mai făcut ceva oase, o să nu să le vând la magazin, pentru că oricum... Na, eu acum mai am ceva, mi-ajunge pentru iarnă. Și am descoperit cum putem să plantăm copaci. Hai să punem. Așa, bun. Stai, vei domnița noastră de unde să mănânce, că până la urmă doar ea mai e aici și cu... căluțul. Dar apropo, fraților, am observat o chestie. Uite, dacă luăm asta, aici domniță, și o punem înăuntru, chiar dacă nu o scot afară de aici, ea tot dă lapte și și mănâncă, practic, știi? Deci nu trebuie să fie neapărat afară ca să mănânce. Așa, deci aici am rezolvat. Hai să mergem către magazin prima dată să vindem astea, după aia mergem până la preoțel. Hai că s-a încărcat harta. Da, bă, uite, pomul de Crăciun. Așa, hai să-i dăm niște lapte. Așa, 96, 16, ok, 96 și cam atât.
Rez, nou, momentan, nu cred că ne mai trebuie nimic. Hai să venim până la popă să vedem ce vrea. Stai așa, că nu mai știu unde era popa. Aici. Da, bun, hai să vedem ce vrea domn părințel. Că ne zice aici să-l vizităm. If I know him, he will want to organize something for Christmas like every year. It will be fitting the visit him. Ok, hai să vedem. Vrea să organizeze ceva de Crăciun, deci. Can I help you? I will very much like our villagers to associate Christmas this year with something pleasant. Not just the hard rock preparation and freezing cold. Me and the mayor arranged a pretty Christmas tree at the market. Ok, deci au aranjat un frumușel pom de Crăciun la market, care l-am văzut noi mai înainte. We would like to illuminate it too. I'm scared of electricity even more than of heights. Zice că el vrea să lumineze acel brăduleț, dar este foarte frică de electricitate, mai mult decât de înălțim. That's why I have a favor to ask. De aceea trebuie să te întreb un favor. Sau, mă rog, de aceea vreau să-ți cer un favor. Could you put some lights on it? Poți să pui ceva lumini pe el. There is another smaller tree inside the church. Există un copăcel mai micuț, un brad mai mic în biserică. The problem is I lost a box with the decorations. Problema este că am pierdut cutia cu decorații. I'm pretty sure someone hid it again. I usually find a box around the church area. Will you help me? Ok, hai să-l ajutăm. Hai să-l ajutăm. Illuminate. Bun, pe trebuie să găsim ce ar fi un din asta pe aici, prin interiorul bisericii. Și noi pe aici, pe lângă biserică, am găsit o din asta. Bă, unde? Ui, copacul. Brăduț. A, uite, la aici e brăduț. Ok. Decorate. Mă, noi avem niște decorații care s-acasă, știi? Bine, hai să mergem acasă. Nu știu dacă am rangă. Dar totuși eu acasă am ceva decorații de Crăciun. Dacă mai țineți voi bine minte, într-unul din videouri, tot așa pe timp de iarnă, eu am avut parcă tot ceva asemănător ca și misiune și am luat o cutie de decorații. Hai să vedem dacă le luăm pe alea. Merge oare? Și eu cam pe aici. Uite, avem asta. Ce mai avem pe aici? Aveam multe chestii, mă. Mă, atâta. O să mă echipez cu ea? Nu. Ok. A, uite. Box decorations. Uite-l. Ok. Find decoration box. Task completed. Deci noi aveam asta. De când am fost atunci. Hai să mergem înapoi la biserică. Și să decorăm brăduțul ăsta mic. Că deci am înțeles că da, ăsta mic vrea să-l decoreze. Pentru că la mare l-a făcut el împreună cu primarul, știi? Și uite ce frumos e. Și el vrea să fie și aici. Opa! Decorate the tree at the church. Da. Am terminat. Aici. Everything is good. Illuminate the tree Christmas. Find, find me the tree. Tell tree Matthew prepare. I can't do it without a ladder. Lamp. Ladder. Trebuie ceva? Nu știu dacă mai trebuie ceva. Na, anyway, hai să mergem până la asta să vedem dacă, nu știu. Ce zice? Aici? Ah, ok. Stai că el e aici.
N-am, deci încă n-am terminat, ci că trebuie 1.000 de 3 lampe. O scară. Fans, double fans, bla bla bla, other. N-avem ladder pitch. I don't know. Are el o scară pe aici care o putem lua? Ok. Deci aici nu-i nimic. Domnul... Nu mai înțeleg acum chiar exact ce vrei. That's the ultimate prepared. I can do it without a ladder. Bă, nu ne arată. Da. Ce fain e pomul, mă? Mă, nu știu, să merem la ăla din piață? Poate acolo? O fi ceva? Hai să mai vedem pe aici. Da, aici nu mai e nimic, bă, dar ce ceață e, mă. Ok. Hai să mergem la supermarket, poate pe acolo o fi ceva. I don't know, trebuie să vedem. Bă, aici nu mi-arată nimic, dar nu înțeleg acolo la misiune. Aici. Eliminate the tree. Noi avem o scară acasă, oare să putem să o luăm, să o punem în inventar? I don't know. Hai să vedem. Climb și take ladder. Păi da, da, da. Ok, hai să vedem dacă merem cu ea până la... Da, nu știu. Nu prea-mi dau seama. Ce vrea. Să luăm din nou. Scara și unde o punem noi atunci? Climb. Și? Na, care e faza? Eu nu înțeleg. I don't know, I don't know. C3, frate, C3. Da, nu-mi dau seama exact aici ce vreau. Deci, practic, zice că... Zice așa. Un copac înalt pe care mai eu l-a pregătit. Nu o pot face fără o scară. Matthew. Să fie la magazin, mă? Deci copac înalt. Merge aici. Nu te bă de aici, mă. Care e chestia? Nu înțeleg. Eu sunt copac. M-am urcat în copac. Dar nu pot să... Ok. Să pun aici, poate?
Aici să mă urc cumva. Și de aici. Stai un pic. Ok, gacha, gacha. Am înțeles acum. Opa, 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 stai, 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 că mai avem. Am înțeles acum. În sfârșit, bă. Wow. Wow, wow, wow. Ce frumos arată. Du-te, bă, de aici, bă. Păi ăsta arată minunat, bă, frații mei. Hai să dau scara. Aici, așa, ce ne zice? Am terminat. Ah, look. Under the Christmas tree. I will if there is a gift for me. Maybe under the Christmas tree at the church. Ai așa un pic. Hai să lăsăm scara acolo. Aici. Mă, n-am avea nimic. Hai să mergem până la biserică din nou. Hai că interesant, uite. Trebuie să mai ajutăm oameni pe aici prin satul ăsta că. Mă, cel puțin misiunea asta chiar a fost așa, pe un vibe de Christmas, de Crăciun, de așa. Hai să lăsăm scara aici. Și hai să ne uităm aici, să vedem. Avem vreun. Da, bă, open. Opa, avem un range. Miraculous injection, care ce zice la ea? I'm scared to think what Western science. Maybe I do, but I can't deny that animals react to this shot in an unexpected way. And these side effects. No? Ok, care luăm toate astea ce am? Zahăr, bă, ce să zic? Both fure. Ok, blană de urs și render antlers. Ah, da, astea mă, cum le zice. Corniții de mele de... Da, fain, ce să zic. Îmi place. Hai să mergem către casă, că deja... Na, s-a întunecat. Mergem în cel la noi acasă. Așa. Bă, scara. N-a las că mergem noi și o luăm după aia de la... N-a luat scara, dar în fine. Mergem și o luăm după aia de la biserică. O să dormim acum și noi un pic. Așa. Să ne aprindem un pic focul. Stai să aprindem și lumina. Nu vedem nimic, nu de alta. Așa. Start fire, bă, începem să rămânem. Hai că vă 4 ore e suficient. Începem să rămânem fără... Zahărul punem aici. A, uite, avem și o pălărie. Trebuie să ne facem un pic niște aranjament pe aici, că uite, astea nu prea au ce căuta la cămară. Ok. Na, eu zic să dormim. Hai să oprindem, să oprim becul, doamne, să oprindem. Și... Unde era? Asta aici. Am zis să dormim. Așa. Să vedem ce reușim să mai facem a doua zi. Bă, măcar am făcut ceva misiune interesantă. Mie mi-a plăcut foarte mult această misiune. Very, very nice. Așa. Mâncărică. Domnul, hai să-ți dau un pic de mâncărică. Aici, hai să ne lăsăm și noi din nebunile astea, că avem chestia asta, asta care nu ne trebuie, trebuie să mergem înapoi după scară la... mă, cu asta nu știu ce pot să fac, dar în fine. Merg după scara aici la păpălică, la popa. Mi-a rămas scara pe aici, nu? Sau... Ba nu, okay, aici, mă gândeam că s-o dus naibii și aia. Dar bă, n-are popa asta un... Unde-i mă? Nu mai e aici. Nu mai e aici, bă, popa, mă. Unde-i bă, popa, mă? Domn părinte! Ai plecat după femei. N-avem nimic aici, ok.
Mă, nu e aici. O fi la slujbă, la biserică. Nu e aici. Mă, ăsta a plecat, mă. Nu e pe aici. Na, treaba lui, de-i pace. Hai să ne luăm noi scara. Așa. Mereu să o ducem acasă. Avem 3000 ceva de bănuți. Eu zic că e ok. Hai că iar nu... Mama ei de scară. Așa. O punem și noi aici. La șură, așa, pe când ne mai trebă. Am folosit. Vezi, a fost de folos și scara asta. Hai să mai ducem un pic la văcuțe. Hai să luăm și o găleată, mă rog, la vacă. Să vedem, poate mai ajut să fac ceva misiuni pe aici, să mai ajut pe oameni, să mai fac niște bănuți, să ne cumpărăm o vacă, că... din păcate... Da, vezi exact ce ziceam, ele mănâncă și dacă sunt închise. Na, ideea e că trebuie să le dai drum afară ca să... Poți să le mulci. Hai că ne apucăm să le și curățăm un pic, că-s foarte... Aoleu, aoleu, stai, stai, nu fugi, nu fugi. M-am grăbit, scuze, scuze, scuze. E-s foarte murdare. Ce repede, a trecut ziua de ieri, n-am apucat să fac mai nimic. Numai chiar că l-am ajutat pe preoțel. Na bun, am terminat aici, hai să mergem să ducem astea. A, de fapt și ceva, doamnă. Come on, treci înăuntru. Nu mai stai tu afară. Și așa o vacă mi s-a băguit. Atât, le scot la... Le scot aici la mulți și după aia gata, nu mai... Le las că le-am lăsat pe aici și nu știu ce Dumnezeu s-a băguit și după aia mi-o... Dispărut vaca, foarte ciudat, a rămas fără vacă. Și așa de rău îmi pare și acum după vaca aia. Așa, bă, fraților, hai să lăsăm ăsta aici și de aici lăsăm laptele. Oh, avem ceva lapte, mă. Bun. Păi mai luăm și noi o guriță de cafeluță, un ouleț și merem să îngrijim un pic animalele. Pentru că îs murdare. Așa, hai să luăm peria asta. Bun. Da, bă, uite, au și mizele pești pe jos, trebuie să le urăți. Na, bun, hai că la asta am curățat. O să venim mai încolo să curățăm și pe jos. Stai liniștită. La căluț un pic. A, da. Apropo, o să vă arăt cu oița cum stă treaba. Bine că mi-am amintit de oaie. Problema e că nu știu ce fac cu lâna, nu pot să fac nimic cu lâna momentan. Așa, hai să o curățăm. Prima dată trebuie curățată înainte de a lua lâna de pe ea. Așa. Mergem acum să luăm foarfeca, să tundem oița. Na, nu știu ce fac cu lâna, dar încă n-am descoperit. Uite aici. Asta lăsăm aici când ne trebuie. Așa, avem foarfeca, mergem și... Tundem. Oița. Oare nu-i frig acum iarna s-o tund? Bun, și îmi dă practic lână. Nu știu ce fac cu ea, sincer. Nu știu. Că n-am găsit momentan nimic. Dacă cumva știți voi, lăsați și voi acolo în comentarii. Că vă sunt recunoscător.
Dar momentan nu știu ce pot să fac cu lâna. Cu siguranță se folosește la ceva, dar încă nu știu la ce. Aici n-avem lână, n-avem lână. Cred că eu am lăsat-o ori pe... Cam mai avut lână. Nu știu ce am făcut cu ea. Ori am depozitat-o pe aici. A, uite, aici e ok. Bun, și avem 16 în total și atunci o punem, uite, aici. Și lână trebuie să ne facem pentru fiecare chestie, știi, câte un din ăsta. Hai, de ce misiuni mai avem? Na, momentan astea sunt toate îndeplinite. Grow carrots. Mă, na, hai că mergem la marketplace. Să vedem dacă trebuie să plătim și lumina la primărel. Să vedem dacă el are să ne dea ceva misiune precis, dar na, să vedem dacă și putem noi să o îndeplinim. Mi-a dat ceva recompensă pentru ce? Am făcut eu o misiune, dar nu știu de care. Pentru el, nu mai știu, în fine. Hai să plătim curentul. Ah, nu avem nimic de plată. Păi da, că noi n-am mai consumat mai nimic. Așa, și vital, bă, nu avem momentan nimic. Unde să merem noi? Da, hai să vedem unde. La Ana, nu putem să ajutăm pe Anișoara. Bun. Așa. Anișoară, hai un pic să-ți dau un plic de zeamă. Let's trade a gift. Bă, n-are nimeni cu can I help you? Probabil din cauza că iar, nu? Can you find things? Horse? Stai mă, ce-am făcut? Ce-am făcut, mă? Can you find things? Adică îți pot căuta... Ok, asta e interesant. Ce e asta? Ce punctulețul ăla? Am un punct pe hartă. Bă, fraților. Oare se poate Ana să-mi găsească vaca? Uite, o fi o chestie. Că din ce văd aici pe hartă, mă duce fix unde ar fi calul meu. Da, mă. Ok. Hai să mergem să dormim. Și mâine dacă mă duc s-ar putea să îmi găsească mie. Numai să facem un test, sunt foarte curios. Facem un test, că sunt foarte curios. Ok, hai să... O, Doamne. Na, mă. Niște cafea. Mâncare. Mâncând ăsta. Mai dat de la fântână niște apă și mereu să ne dacă... Wow, ce fain ar fi dacă aia ne-ar găsi vacă care nu a dispărut, frate. Ar fi minunat, minunat. Wow. Dar trebuie să mai fac griji că trebuie să-mi cumpăr altă vacă. Hai să vedem. Deși poate mi-o dă pe aia din fermă. Can I find things? Can you? Come back tomorrow, I need some rest. Do I get... What the fuck, dude? Am venit mâine. Bă, disperă asta, mă. În fine, hai să mergem dacă nu să încercăm dacă mai putem ajuta pe cineva. Ferma lui Tadeu, hai să vedem dacă te s-ar putem ajuta. Aici. Așa, can I help? Stai un pic. Da, deci aia nu mă poate să... Ok, găsească. Perhaps a small bit. Ok, not that small. Competition gives strange and makes life interesting. I'll beat, make, bla bla bla, faster than you. If you lose... worse. What do you say? Agree.
Get rich, it's so easy to say. What? Get rich. Ok, not a small competition, dar până când trebuie să fac chestia asta? 5.000 de... Oh, ok, m-am băgat într-o competiție cu asta, așa cum trebuie să fac bani. Bine, mai putem ajuta pe cineva în afară de... Hai să vedem. Trebuie să fac 5.000 de bănuți, fraților, acum. Ok. Bă, pe voi, vă pot ajuta cu ceva. Apparently, when something explodes in the water, fish. Hai, mai să vedem. Explosive mai tot. Unde-i? The explosive method. Get grenade. I'm not sure. Așa. Grenade. Măi, eu grenade am ceva pe acolo pe la mine pe acasă, dar nu știu dacă am 3 grenade aia, care tot plimbă între ce vremea. Poate vrea aia mâine, nu știu, să ne găsească văcuța, ar fi fain. Nu pe aici erau. A, landmine, grenade una, două. Păi am numai două grenade. Și mai trebuie încă una. Neactuali, da, încă o grenadă, da, nu știu pe unde să găsim. Și ceva. Bine, eu acum am pădure, nu cred că o să mai am nimic. Da, mergem, uite de aici, fraților. Deci din pădurea asta am mers eu și am tot adunat multe din astea strawberry din alea. Foarte multe lucruri. Bine, acum iarne, normal că nu mai are cum să-mi dea. Dar sunt curios așa să văd și junk-uri. Sunt curios să văd așa dacă mai găsim ceva iarna prin pădure. Dacă mergem, uite, ne-am putea îndrepta spre un bunker. Ok, poate găsim pe acolo o mică grenadă, dacă nu, asta este, mai încercăm, o găsim noi poate într-o altă zi, altă dată, altă ocază. Ok, uite aici e bunkerul. Nu știu, aoleu, mă dai noapte, bă. Filar să fie de crowbar. Nu pot bă, fără langă. Trebuie o rangă, nu știu dacă am rangă acasă. Chiar nu știu dacă mai am rangă. A, da, bă, vaca, trebuie să o mulg, mă. Era să și uit. Stai, mă, nu aici. Rangă, rangă, rangă. Mă pare că nu mai am rangă. Na bine, lasă că o să cumpărăm noi una după ce ne facem noi 5.000 de bănuți. Hai să luăm astea. Și să mulgem și văcuța și... Probabil mergem să vindem un pic. Da, cu lâna. Dacă știți care e treaba cu lâna și cum poți să scot profit de pe urma ei sau ce trebuie făcut cu ea, să-mi ziceți că ar fi minunat.
Așa. Ce e minunat e faptul că nu mai trebuie să scot vaca afară din astea. Și mai putem pune și în garaj niște văcuțe. Hai, du-te înapoi că e suficient aici. Bă, nu mai are mult. Trebuie să-i aducem niște hrană. Așa. Am destul fân, nu e problemă cu fânul. Ia bună. Știți bine data trecută că am construit din ăla de post să repar și uneltele dacă nu sunteți la curent, eu zic să vizualizați și episodul anterior, că se merită. Am construit mai multe lucruri pe acolo, am făcut mai multe lucruri. Păi, hai să mai vindem niște ouă, niște lapte. A făcut 3000 și ceva, bun. Mă, butter, nu știu cum s-ar vinde. Poate, cine știe, dacă vindem niște butter, luăm ceva pe el. Trebuie să vedem, să face o comparație, că dacă vindem butter-ul și mai scump decât, cum îi spune, laptele, atunci facem butter și vindem butter-ul, nu laptele, știi? Butter, eu acum am 9 bucăți, hai că îmi iau 5 și îmi las 3. Sunt foarte curios numai cât iau pe el. Așa, ca idee. Na, oricum, iarna acum și... Nu prea avem ce face. În episodul viitor o să mai treacă iarna și o să ne apucăm de agricultură. 30. Bun, merem acasă. Ne aprindem și noi foculețul, să facem un pic de căldură în cameră. Că am fost pe afară prin frig. Și apoi, ce să zic, în episodul următor vom spera să treacă iarna, că suntem în februarie, vine în martie. Vom mai mere poate și un pic pe la pescuit, dacă nu trece iarna în martie. Merge un pic la pescuit în episodul viitor să mai facem niște carne de pește. Da, bun, fraților, cam atât pentru acest episod. Eu sper că o să vă placă și dacă vă place, lăsați și voi un like. Iar dacă sunteți de pe canal, nu uitați să vă abonați, pentru că avem multe serii interesante și pe canal. Farming Simulator, Farmers Life, FS22, FS19... Multe alte jocuri, aruncați și voi un ochi peste canal. Eu vă mulțumesc din suflet pentru absolut tot, iar noi ne vedem data viitoare, până atunci toate cele bune, bye bye!